tuturor, eu sunt Nati și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi mergem în Piatra Neamț, mergem după mașina de competiție, după un E46. Nu vă zic mai multe detalii, vă doresc vizionare plăcută și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Nu, trebuie să mâncăm. Bine, da. Mulțumim. Ne-a așteptat cu plăcinte, Balastera Mihai. Mulțumim. Abia aștept să văd mașina, să o aud. După cum am văzut, sunetul s-a schimbat total și abia aștept. Abia aștept. Am ajuns? Ia, mai mă! Bună ziua! Ce faci, fate? Wow! Wow! În final am ajuns cu bine în Piatra Neamț, la domnul Trifan. Aici domnul Trifan îi explică tatălui meu modificările pe care ar trebui să le facem pentru Intercolor. Da, eram foarte, foarte entuziasmată, de aceea nu am apucat să filmez mai multe lucruri și să împărtășesc mai multe lucruri cu voi. Auleu! Da. Să
foarte fericiți, foarte mulțumiți de munca prestată de domnul Trifan. A făcut o treabă excelentă. Îi mulțumim foarte, foarte mult. Cum să nu, mă, că e legat, n-a. Dacă îl pun mai jos, dacă puneam tastatura mai jos, problema era că eu... Ok. Al treilea e ALS. Da? Al patrulea este farul. Chiar aici domnul Trifan îmi explică cum funcționează noul sistem de pornire. Acest sistem înlocuiește relele și întrerupătoarele și controlează electronic mutarea circuitelor și curentului de fuziune. Din cauza unei siguranțe am pierdut o etapă, s-a ars siguranța de la pompa de benzină și din păcate am pierdut și battle-ul și n-am putut să merg mai departe și am fost și în semifinală. Și nu ne mai dorim. Păi, auzi cum ai repumpa, da? Bun. Iar aici domnul Trifan îmi explica denumirea fiecare buton, deoarece anul acesta voi avea 11 butoane, contactul, starterul, ALS-ul, lumini, ștergătoare, latch, controlul, ventilatorul interior, pompa benzină, pompa de apă, pompa servo și buton de schimb de pentru pagini. Voi avea 11 butoane.
atunci o să apară și uleiul roșu, da? Da. Pierde presiunea. Când punem etanol sau benzină, când vrei să treci până pe alta, trebuie, nu pui și pornești motorul, da? Se pune, pornești pompele, se circule tot în sistem, da. Senzorul se vadă etanolul, mai durează până vede etanolul, se modifică destul de greu baloarea, da? Da? Și apoi după aia pornești. Dar eu acum am făcut o hartă de etanol în teorie. În practică trebuie să pui daină. Da, sigur, sigur. Am înțeles. Ca să pot, că dacă pornești, de exemplu, ești cu etanol, ai fost cu etanol, treci cu benzină și pornești imediat, o să nece motorul. O să nece motorul, am înțeles. Deci scot etanolul, bag benzina, pornesc pompele, da, să meargă. Și mai aștept după aia 2-3 minute. Da, să-și facă. Dar te uiți ce mai bine ai acolo, da? Deci ai sus apă, mapul, ăsta e boost-ul, deci ce peste 100 e boost. Da. Presiune ulei, presiune benzină, nivelul de etanol din combustibil. Din combustibil. Din benzina de 100 are 8% da. De etanol. Și acolo ai temperatura combustibilului, da? Acolo iatul e temperatura aerului. Sub N240 e lambda. Lambda. E amestecul. Și sub lambda e scurin. Am înțeles. Da? Am o când, dar să vezi că n-a fi de plătit. V-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, share, subscribe. Săptămâna viitoare voi posta a doua parte, vom merge cu mașina la softat. Eu am fost Nati, v-am pupat și ne auzim data viitoare.